Vă propun să uităm tot ce s-a întâmplat până acum. Vă propun să ștergem ce a fost cu buretele și să gândim că astăzi începe o nouă călătorie. Avem nevoie de forțe proaspete și de 100% de votament pentru a progresa în singura competiție care ne mai poate aduce bucurii sezonul ăsta. Hai băieți! Cam asta le-aș fi spus eu la vestiar băieților înainte de semifinala asta cu Valencia, pe care o începem acum. Încă putem salva sezonul care altfel arată dezastruos. Trebuie să fi urmărit celelalte episoade ca să înțelegeți situația din campionat și parcursul nostru european. Avem meciul cu Valencia, prima manșă din Spanish Cup. Este vorba de semifinală. S-ar fi chiar un sezon din ceva complet negativ l-a transformat într-un sezon ok cu două trofee. Dar nu vreau să mai visez că mi s-a mai întâmplat și a ieșit rău. Așa că avem formula de start pentru prima manșă a dublei cu Valencia. Mergem în deplasare, jucăm pe Mestalla și avem echipa așa. Ter Stegen, Koundé trece pe dreapta de data asta în locul lui Mukiele. Araujo, Inigo Martinez revine, Balde pe stânga în continuare. Mi-ar fi plăcut tare mult să-l am pe Cancelo, dar nu-l avem în teren, așa că asta este. De Jong revine ca și CDM, Gavi cu Gundogan, iese Pedri care a avut o... ultimele meciuri sunt foarte rele ale lui, intervenise la un moment dat chiar și Xavi undeva din spate și spunea că este nevoie ca Pedri să revină și să ridice nivelul pentru că a jucat rău ultimele meciuri. Cum ziceam, 6-50 este media lui pe ultimele meciuri. Yamal în dreapta, Rafinha în stânga și revine Ferran Torres pentru că Gonzalo Ramos nu a livrat până acum. Are două meciuri titulare, are un gol în Europa League în două meciuri. În campionat are un gol în patru meciuri. Cred că voiam mai mult de la el. Vreau să-l văd rezervă, așa că încercăm cu Torres aici. Și asta este. Mi-ar fi plăcut să jucăm cu ceva rezerve, să zic, cu jucători pe care vedem mai puțin în cupă. De exemplu, unul dintre ei ar fi Iñaki Peña, dar nu ne permitem, pentru că vreau un trofeu. Încerc din nou cu încăpățânarea mea. Era unul care spunea că dacă nu schimbi niciodată nimic, de ce te aștepți la rezultate diferite? Nu știu, mi-a mers cât mi-a mers, îmi place mie ce văd, așa îl păstrăm pe ăsta. Avem 1, 2, 3, 4, 5 jucători pe attacking. Jucăm în deplasare, pe pozitiv, sper că e bine, doamnește. Toată lumea e fericită, please to be back in the team. Revine Sergio Roberto, dar după o accidentare foarte lungă. E oricum în rotation, îi expiră contractul, by the way. Sunt o grămadă de chestii pe care trebuie să le discutăm în episodul în care vom vorbi despre transferul la anul. Mamă, sunt super, super încântat și super, super curios să vedem ce iese. Sper că și voi. Am emoții pentru că avem, cred că, 3 meciuri fără victorie. Niciodată, cred că de la începutul campionatului, din prima lună, nu am avut o serie atât de rea. Exact, deci un egal, o înfrângere și un egal în toate competițiile. Nu sună bine, nu arată bine și avem nevoie de victorie. Tragem tare și sperăm că ne așternem în așa fel încât încă din prima etapă să avem un rezultat pozitiv care să ne facă să ne dea voie să sperăm la trofeu. Bun, hai să vedem. Koundé pe partea dreaptă, în secunda 23. Cred că vrem să vedem meciul mai pe scurt, așa că mergem pe key highlights. Îi dăm drum. Minutul 5. Avem posesie, au ei corner, dar ratează prin Mosquera. La fazele astea suntem tot timpul foarte, foarte expuși pentru că nu suntem pregătiți să ne apărăm. N-avem înălțime, n-avem fizicalitate și, mă rog, nu e nicio surpriză la capitolul ăsta. Barcelona așa este de fel. Bun, wow, avem noroc aici puțin cu o bară. Nu-mi place deja minutul 21, deși avem super posesie, toate fazele sunt ale lor. Dar poate că asta este momentul... Wow! Ce pasă! Vreau să zic că poate să este momentul să vedem și noi o fază bună și să scăpăm pe o contră, dar... Bă, dar ce se întâmplă cu... Ce se întâmplă cu chestiile astea, cu autogolurile astea, cu paradele astea ieftine al lui Ter Stegen? De data asta... Deci gol luat de la 30 și ceva de metri. Așa se întâmplă când... Uite, deci uite câți erau acolo, n-am putut să pun pauză. Deci câți erau în locul ăla, erau 5 oameni care au sărit la aceeași minge. Așa se vede când moralul este la pământ. Suntem vai de mama noastră,
Vai de mama noastră, după 3 meciuri în care am pierdut literalmente tot ce am construit în tot sezonul ăsta, așa se întâmplă. Hai să vedem dacă reușim să scoatem ceva de acolo. Ai, bun. 1-0 pentru Valencia, nu se schimbă încă nimic de aici. În continuare avem... Pe cine păcălesc, man? Pe cine păcălesc? Nu putem pune piciorul pe minge. Să facem ceva, nici să ne salvăm viața. Diego Lopez, sare la ei, ireal. Aici, cine e ăsta? De Jong? Cine e aici? Vreau să știu cine e aici. Nimeni nu face nimic, nimeni nu intervine. Inigo Martinez cu al doilea gol pe care îl input indirect. 2-0. Wow. Ter Stegen și cu Inigo Martinez efectiv mi-au făcut capul terci. Ireal, ce început de meci, minutul 30, 2-0 pentru Valencia, într-o dublă în care, cum spuneam, aveam nevoie de o victorie. Am schimbat aici puțin, am trecut pe attacking pentru că plecasem pe pozitiv. Hai să vedem, Gündogan a început un meci frumos, în sfârșit vedem și noi o fază. Mă rog, doar ca să vedem de fapt contraatacul ăsta, nu-i așa? Nici măcar nu am avut momente să-l încercăm pe portarul care între timp a ajuns la Liverpool în realitate. Marajvili ăsta, cum îl cheamă pe el. Toate fazele parcă se petrec aici pe partea... Uite ce se întâmplă! Ce se întâmplă cu pasele astea? Ireal! Ireal, nu-i nimic. Sezonul 2 vom fi mai buni. Deocamdată sperăm și ne uităm la alții cum ne bat. Nu e nicio problemă. Numai contre. Deci pare că de fiecare dată când vedem o fază, de fapt e faza lor, chiar dacă noi suntem cei care începem. 3-0 și s-a terminat, băiți. S-a terminat. Wow. 3-0 la pauză. Mă rog, nu e pauză. Gaia pasă la Fran îl găsește. E singur duro acolo, singur. Fundașii mei central sunt efectiv degeaba meciul ăsta. Efectiv degeaba. 3-0. Cât de tare înseamnă, cât de tare contează moralul în jocul ăsta. Pentru că nimic altceva nu s-a schimbat. Am echipa full în teren. Am posibilitate să joc cu toți, să-i pun și să vedem. Am luat o bătaie, prima bătaie pe care am luat-o, sau mă rog, în meciul ăla cu Sevilla, mai țineți minte, în care am condus cu 3-0 la pauză și s-a terminat 3-3 în minutul 9, cu două goluri după minutul 90. De atunci s-a stricat totul, ai mei nu mai sunt în stare să pună piciorul pe minge. Nu am niciun șut pe poartă și ăia au avut 4 și toate goluri. 1-20 XP, XG, 3 goluri. Wow. Bun, am schimbat, mergem în 4-2-3-1. A intrat Sergio Roberto pentru că a trebuit să iasă neapărat Inigo Martinez, foarte rău. Doamne ferește ce mi-a mâncat meciul efectiv. Are nota 6 cu două greșeli, măcar din 3 ale lui. Și a scos pe Gavi pentru că este foarte nervos și habar n-am. Ar trebui să scos și pe Lamin, sincer că este foarte obosit. Aparent nu este pregătit pentru meciul ăsta, dar anyways. Probabil că ar trebui, ia să-l băgăm și pe ăsta. Intră Pedri aici, care n-a jucat nimic oricum, nici el meciurile trecute. Ce e asta, mă? Felix pe stânga, Rafinha pe dreapta. Nu-l vreau cu suport, vreau super atac. Hai să lăsăm pe Pedri pe stânga. Îl lăsăm pe Felix aici. Torres. Ok, hai să vedem cum iese așa. Wow, pur și simplu wow. Minutul 53. Poate dacă reușim să mai înscriem o dată, dacă mai reușim. Poate dacă reușim să înscriem o dată, reușim cumva să mai scoatem ceva din pârleala asta. Dacă nu, nu numai că dărâmăm cu totul sezonul ăsta, dar avem șanse reale să nu prindem sezonul următor. Pentru că, sincer să fiu, la conducerea acestui club să fii și de unde atâta încredere, a? De unde atâta încredere. E clar că meciul e al lor, deși... M-am frecat cu posesia asta și doar cu atât am rămas. Am rămas cu posesia. Care nici pe aia n-am mai avut-o foarte constant în alte meciuri. Acum este însă la noi. Hai să vedem. Hai, puțină încredere. De Jong vine cu o pasă, deschide pe Sergio Roberto, care vine după o accidentare foarte mare și lungă, de lungă durată. Rafinha ratează cu poarta goală cât se poate de clar și de drăguț.
pentru că de ce nu? Adică ei avem un corner aici, Rafinha îl driblează pe toate părțile și scoatem un corner. Maxim ce putea scoate de acolo, pentru că dacă ține mingea așa... Încă un corner, un out aici, trebuie să facem schimbări că ăștia nu mai au niciunul, nu mai are putere să joace. Romeo trebuie să intre în locul lui Frankie, îi dăm aici doar să câștige. Ce caută Felix aici, bro? Așa l-am pus eu pe Felix aici și Fermin pe partea asta. Hai să mai încercăm o dată. Ce mai punem? Ce un suport? Atac, toată lumea în atac. Hai băieți. Hai băieți, pot să dau și un shout-out de ăsta? Focus. Pedri către Gundogan, Romeo aici, nu te juca acolo, Romeo. Dar de ce i-ați dat-o lui Romeo, bro? Romeo trebuie să doar să rupă mingea, nu altceva, să rupă jocul. Gaia merge nestingerit pe partea lui stângă, nimeni nu-l deranjează. Opa, tași că a apărut Romeo. Fermin, ce-s cu pasele astea? Pur și simplu nu înțeleg, deci nu înțeleg de unde vin. Ori pur și simplu ai mei sunt literalmente rupți, deci nu mai au chef să alerge și vor să mă vadă demis. Ori asta, ori efectiv, wow, ori efectiv, ăștia au o super mega presiune pe care eu nu știu cum să o contraatac. N-avem, avem un șut pe poartă, avem un șut pe poartă în minutul 82 și nu reușim nici cum. Mamardashvili ăsta nici măcar nu a fost pus la încercare. Hai sus! Sus, nu mai are cine să facă pressing, nu? Eu mai am o mișcare? Nu mai am nicio mișcare. Deci asta sunt toate mișcările pe care le-am putut face. Hugo îl găsește. Deci se găsesc ăștia. Joacă excelent. Excelent joacă. Deci noi nu facem nimic. Excelent se joacă. Uite, uite cât de frumos joacă. De frumos mișcă mingea. E ceva ce ar trebui să urmărim și să învățăm. Păieți, asta este. Asta este. Păcat că a trebuit să fim și umiliți. Deci nimeni aici. Unde erau jucătorii mei? Unde era Moriol? În poartă? Unde? De ce în poartă? Era acolo, avea fundaș omul ăla. Avea fundaș. Nu era necesar. Uite-te la Ter Stegen. 5-9. Nu am văzut nota asta de când joc eu jocul ăsta. Mă rog, o să zic. Pentru cei care sunteți noi pe aici și nu știți cum funcționează lucrurile, deci dacă era gol și ăsta, sunt la început de drum. Învățăm aici împreună, încercăm și îi demonstrăm cât de dificil este totul jocul ăsta. Da, ce să, ne-au surclasat pe toate părțile, n-am ce zice altceva, în afară de faptul că Ter Stegen și cu Inigo Martinez ne-au îngropat efectiv, în afară de asta, nu am mare lucru ce spune în apărarea mea. Probabil greșeala e a mea, dar încă o dată cred eu că totul ține de moral și moralul este la pământ. Și uitați-vă la seria asta. Totul, cum spuneam, a început de la acest 3-3 cu Sevilla. Deci nu... Uitați-vă câte goluri aveam aici. Un gol luat aici, 0-0-0-0. 3 goluri, încă o dată. 3-0 la pauză am avut aici, cu 3-1 la un moment dat, în minutul 89. Întoarcere de scor complet ireală, complet nemeritată, pentru că sincer a fost super bun meciul ăla și de aici totul s-a dus dracu. Totul s-a dus dracu. 1-3 cu AS Roma, 3-3 într-un meci ireal și 0-4 în care nimeni nu a jucat nimic cu Ter Stegen și Inigo Martinez, cei mai oribili jucători pe care i-am pus vreodată într-o echipă de fotbal. Și acum, întrebarea e, what's next? Pentru că nu numai avem meci cu Real Madrid, avem meci cu Valencia, returul cupei, care probabil are sens să considerăm că e gata. Adică s-a terminat, n-are sens să mai discutăm că ceva se poate întâmpla acolo. Dacă mergem și ne uităm la campionat, situația este cruntă de asemenea. Deci suntem pe locul 4, încă, pe locuri de Champions League.
La un punct în spatele lui Las Palmas, care a apărut de neunde după cele două egaluri oribile pe care le-am avut cu cele două echipe, Sevilla și Real Sociedad, și la un punct de Real Madrid, care este pe 2. Atletico Madrid este aproape ca și câștigătoare, ceea ce este un lucru destul de ok pentru mine, pentru că pentru noi aici la echipă, pentru că măcar știm că nu câștigă Real Madrid, dar problema e că nu câștigăm noi. Și problema mai mare este că sunt șanse mari să nu rămânem aici. Pentru că așa arată în momentul ăsta clubul. Deci, din punct de vedere financiar, arată foarte bine, suntem ok. Din punct de vedere UEFA Champions League, știți cu toții cum s-a terminat, groaznic, vai de noi. În Europa League, toată lumea voia să câștigăm și să facem un marș, cum să spun, am fanfar să trecem prin competiție, ne-am împiedicat din prima, în primul ciot. First Division, disappointed, nu numai că nu ajungem unde, nu numai că nu ne luptăm la titlu, suntem acolo într-o poziție destul de riscantă, mai ales, mai sunt etape, timp e, dar modul în care funcționăm acum, mă tem tare. Spanish Cup, mă rog, challenge, aparent aici sunt pleased, deși, well, I'm not. Jucăm posesie, le place pe aici una alta, dar overall eu sunt foarte, foarte, foarte dezamăgit. Foarte interesant ce scrie aici. Very disappointed și disappointed pentru că l-am luat pe Mukiele și pe Gonzalo Ramos așa cum l-am luat din perspectiva financiarului. Și sunt absolut de acord. Absolut de acord. Nu numai că n-au livrat oamenii ăștia, dar am spus dinainte să dăm drumul la meciuri că este foarte greu ceea ce am făcut. Foarte greu am pus mâna pe niște jucători pentru că financiarul este groaznic și a trebuit să luăm ceva. Deci dacă știam că suntem în halul ăsta și nu reușim să ne mobilizăm în niciuna dintre competiții, atunci nici măcar nu m-aș mai fi agitat. Jucam cu Giu și jucam cu Bernal și jucam cu ce mai avem noi pe acolo, cu Barsi și ce mai avem și eram tot aici. Da? Acum ușor, teama mea este dacă vom rămâne aici și la anul, dacă vom avea încrederea clubului și la anul. Și hai să încercăm un team meeting, că simt că avem nevoie. Știu că printre voi mi-ați mai recomandat chestia asta și hai să vedem dacă reușim prin discuția asta să schimbăm puțin cursul acestui final de sezon sau nu. Hai să vedem dacă facem o treabă bună. I-am strâns pe toți, sunt aici. Hai să vedem ce le spunem. Deci am varianta asta să le spun că să nu lăsăm capetele jos pentru că totul merge în direcția cea bună, dar trebuie să schimbăm treaba asta neapărat, puțin, sau asta cu don't let the last result affect you too much. Deci nu e chiar last result, sunt last results. Hai să dăm pe asta cu putem să ne schimbăm norocul. Wow, sunt furios. Wow, ce great. Keep criticizing us. Oh. Deci cred că am făcut-o de oaie, băieți. I am pretty happy with that and for anyone who disagrees, I hear and respect your views too. Wow, am pus-o, băieți. Your effort to encourage the team didn't go down that well. Dressing room atmosphere. Quite unhappy that I'm not enjoying this football. Not enjoying their football. Wow, asta e, băieți. Asta e, lucrăm cu ce avem. Mamă, ce a fost asta. Wow, cum a fost asta. Și avem și meciul cu Real Madrid. Uhuhu! Ce puteam să spun după ce am fost eliminați din două competiții în patru meciuri și nu am mai gustat gustul victoriei de patru meciuri? Ce puteam să spun? Ireal! Dar asta arată încă o dată, uite, între timp, Ter Stegen era... Unde era aici? Ter Stegen, cea mai mare notă la antrenamente. Ok, dude. E foarte interesant, după ce credeam că am avut o perioadă foarte proastă din punct de vedere a rezultatelor și aveam nevoie de încă un Imbold, totul părea foarte ciudat de ales de acolo din vestiar și aparent am ales greșit. Foarte tare. Posibil să fi fost ei mai... să fi crezut că nu e atât de grav pe cât eu credeam că e grav și așa că mai mult am pecit-o decât unde văd. Nu știu unde văd cum mă susține echipa. Era nasol, băieți, era nasol. În fine, mergem mai departe. Dacă toți suntem pe final, hai să ne jucăm puțin. Hai să ne jucăm puțin, să înțelegem puțin tactica cum funcționează. Deci surprindem aici complet și pe mine și jocul, vedem. Oricum, uitați-vă cât de supărați sunt ăștia toți după
discuția pe care am avut-o mai înainte. Uitați-vă la toți cum au moralul. Este absolut imposibil, la cum înțeleg eu jocul ăsta, dacă îl înțeleg cât uși de puțin, să facem un rezultat, scoatem un rezultat bun de aici. Ne-a transmis toată lumea că vrea măcar un rezultat de egalitate din meciul ăsta. Mă refer la conducere și la cei la suporteri. Hai să facem lată. Deci, Mukiele, în primul rând a ieșit Inigo Martinez, m-a deranjat de mult prea multe ori. Mukiele intră pe dreapta, pentru că în continuare Cancelo este accentat. Am mers iar pe ideea asta de 3 pe fund, deci el este inverted fullback și îl lăsăm pe Balde să urce. L-am pus pe Pedri aici, cu suport, să m-am gândit eu că poate driftează în centru și între linii și lasă pe Balde să urce. Și între timp, lui Gündogan ușor mai multă libertate și Ramos a revenit în atac. Deci îl folosim pe Pedri aici ca încă un mijlocaj, dacă vreți, da? Deci un 4-1-4 aici. Habar n-am. La o adică ăștia să urce, e o nebunie. Am gândit ceva, vedem ce iese. La revedere, pa! Pentru că Torres n-a livrat, Victor Roque n-am încredere în el, João Félix nu mă poate ajuta în meciul ăsta. Rafinha și Yamal. E singura chestie care mai îmi stă în cap în secunda asta. Dacă nu cumva ar trebui să mergem cu Rafinha ca și titular, pentru că Yamal tot nu livrează. Deci are 6-8 în ultimele meciuri și are doar 2 asisturi. Un gol și 3 asisturi de la Rafinha și cred că mergem cu Rafinha. Chiar dacă meciul trecut a fost foarte, foarte, foarte slab. Mergem așa. Păi și vedem ce o fi. Mergem cu pozitiv. Jucăm în deplasare. E o nebunie. Habar n-am. E Real Madrid. Doamne ajută. Uite, lumea e fericită. Zice aici inclusiv Ter Stegen. E mulțumit de cum am așezat și totul arată. Pare că arată bine. Hai să vedem. Avem nevoie de un meci bun. Avem nevoie de un meci bun. Luni în poartă. Carvajal cu Rio. Nu știu cine este. Rudiger, Alaba, Valverde, Modric, Bellingham, Diaz, Rodrigo și Vinicius. Deci o echipă destul de ok. Nu știu cine este Carillo. Deci joacă foarte pe centru. Joacă 4-1-2-1-2 cu Rodrigo și Vinicius în față. Noi jucăm ce știm. Vai, uitați-vă la forma asta. Mă doare stomacul. Hai să vedem meciul ăsta. Am ales să vedem meciul cu Real Madrid pentru că evident este mult mai important decât meciul cu Valencia. Și probabil pe ăla lăsăm în plata domnului că nu ne ajută foarte, foarte mult la nimic. Dezamăgire am mai văzut. Hai să vedem un meci bun aici. Cu primul corner pe care îl avem, am trecut pe extended, că este meciul numărul 2. Lunin prinde mingea. Este minutul 4. Imediat 5. Hai să vedem un meci bun. Și dacă pierdem cu un 5-4, nu m-ar deranja să nu mai văd 4-0. Am văzut de câteva ori în acest sezon și nu sună bine. Valverde a fost lăsat, ca de obicei, mult prea liber acolo. Cred că e ceva ce trebuie să schimbăm din perspectiva formulei de joc, pentru că de foarte multe ori ne băgăm prea mult cu curul în poartă și rămânem cu linia de 16 metri, nimeni acolo, tot timpul. Uitați și în momentul ăsta, nu este nimeni acolo. Au un corner, după faza de mai înainte, avem posesie, ne-au cerut posesie. Deci nu numai eu, și conducerea mi-a cerut posesie, inclusiv pentru meciul ăsta. Și fiind în deplasare nu e neapărat un easy task, dar avem deocamdată 55, avem, Doamne ajută, mergem înainte, 4 șuturi noi, 2 șuturi ei, ne mișcăm ok, deocamdată. Toată lumea joacă, băi, dar ce i-am supărat pe băieți, bă, ce i-am supărat, Balde, pe partea stângă, concentrare bună, ușor periculoasă, dar Ramos nu este neapărat la post, recuperăm rapid, fără periculozitate aici, vreo frumos, fără contraatacuri, Mukiele încearcă să facă ceva, nu știu exact unde se duce, Gavi cu o pasă bună, cu puțin noroc, Rafinha, asta trebuia să fie golul nostru, pentru că am avut acolo puțin noroc și trebuia să înscriem, Rafinha corner, scurt, bate scurt, pasele astea greșite, sunt complet, știți cum e în tenis, se numește greșeală neprovocată, deci exact greșeală neprovocată, Tot avem și noi aici, pentru că sunt pase pe care le văd foarte simple, ce țin așa par aici. Ăsta e gol. Wow! Ce dribling, ce gol frumos. Asta e. Minutul 41, Koundé este accidentat. Brahim găsește o pasă bună.
Dribbling frumos aici în fața cui? În fața lui Gavi. Singur cu portarul, n-avem ce spune. 1-0 Real Madrid. Am avut mingi, am avut posesie, am avut ocazii. Au avut două minute bune și au înscris. Sunt acasă. Hai să vedem dacă putem întoarce. Ce să mai întoarce? Că deja e același lucru pe care îl spunem de atâta timp. Vinicius scoate bine acolo cine scoate. S-a aruncat în fața Araujo. Puntul 41. Hai băieți că se poate. Hai, nu cădeți, nu cădeți. Firar moralul mamii lui de moral. Rodrigo singur acolo, Bellingham întoarce, Modric pe partea dreaptă, se joacă băieții, hai ieșiți de acolo, bun, am reușit. Deci cum vedeți aici, dacă puteți vedea, am arătat bine tot meciul, mai puțin ultimele probabil 5 minute, nu știu ce înseamnă acolo. Halftime, 1-0, uf, nu facem nicio schimbare. Hai să vedem dacă putem merge tot așa pe pozitiv, o mai ținem puțin dacă nu trecem pe attacking, deși e foarte, foarte periculos genul ăsta de meci, nu ar trebui jucat pe attacking. În sfârșit recuperăm mingea acolo, nu dormi, Franky, că ești pe o poziție prea importantă acolo, man. Pare că se joacă foarte mult pe stânga și nici măcar nu pare că se joacă pentru că Balde este prea sus, este efectiv... ceva ce tot pierdem. Sunt mai bun ca noi și ei. It's fine. Sincer, tot ce îmi doresc este să terminăm naibii sezonul ăsta, că a fost greu tare. Greu tare de tot. Kunde este accentat încă de la pauză tot urlă. Va trebui să-l băgăm pe Inigo Martinez, că altul nu avem. Și uite cum Inigo se întoarce aici vrând nevrând. Muchiele îi dăm deja și lui să urce, că și să stăm acolo nu ne mai ajută la nimic. Deci trebuie să-l scoatem. Avem un corner. Pedri aici, care nu mai greșește, în sfârșit și el pasa. Se regăsește acolo, șut în bară. Puțin ghinion aici, dar suntem obișnuiți cu el, pentru că l-am avut pe toate părțile. Pe partea stângă, Balde găsește pe Gündogan. Gündogan nu s-a văzut prea mult în joc până acum. Rafinha către Muchiele. Rafinha intră în careu, pătrunde și șutează în sfârșit. Dordiu Muchiele cu asistul și Rafinha... un șut, o mutare bună acolo la Muchiele. În sfârșit, pare că am făcut și noi ceva bun în meciurile astea. Ceva bun. În continuare, dacă vă uitați aici, în partea stângă, uitați aici, meciul a fost destul de echilibrat, dar am avut și noi fazele noastre. Deci merităm acest 1-1 care se regăsește pe tabelă la ora asta. Bine, băi! Bine, Rafinha ta. Partea dreaptă funcționează deocamdată. Hai să vedem și partea stângă că face ceva. Fac ce fac și sunt o grămadă de atacuri pe partea aia. Valverde cu al 17-lea șut deja pe partea aia. Știm și din realitate că are un super, super, super șut. Mă uitam, am avut pentru o secundă frica că nu am apăsat recording, dar suntem bine. Valverde nu se lasă, nu? Nu se lasă. Au destul de multe șuturi, not gonna lie. Mi-ar plăcea, cred că să-l bag, hai după faza asta, după faza asta să-l bag pe Oriol, care să vină să mai rupă acolo oasele la mijlocul terenului, pentru că simt că Franky e prea finuț cu ei. Și avem nevoie cineva să rupă acolo. Frumos întors acolo de către Pedri. Balde nu știu unde se duce, de el s-a dus. Țineți-l pe nebun. Țineți-l pe nebun că s-a dus. După faza asta, ei sunt foarte mult pe mijlocul terenului, da? Și aici voiam să încercăm să rupem puțin din avântul lor. Asta dacă nu ne înscriu acum. Dribbling bun acolo în fața lui Araujo. Araujo a fost ușor depășit. Din nou vine Pedri. Bun. Gonzalo Ramos e inexistent. Deci la fel de bine puteam să joc cu... nu știu. Niciodată cred că în jocul ăsta, deși când jucam eu când eram mai mic, adică acum foarte mulți ani, niciodată nu am făcut un golgeter cu adevărat. Băi, un jucător de la oricât de bun a fost... Rafinha scapă pe dreapta. Hai să dăm o centrare bună acolo. Bine! Ramos se ratase. Nu am făcut niciodată un atacant. Nu l-am făcut să dea 40 de goluri sau chestii de genul ăsta. 30 ceva de goluri. N-am avut niciodată. Nu mi-aduc aminte. Ori cu cine aș fi jucat, indiferent de carieră și de nivelul atacantului. Oh, dar avem Rabona aici din partea lui Rafinha. Nu te juca cu viața mea, Rafinha. Nu te juca cu viața mea, te rog eu frumos. Voiam să schimbăm ceva, Balde este obosit. Gavi are un meci foarte slab. Să știți că și Gavi este printre cei care
adică, cum să spun, într-un grup în care am jucat rău, spre foarte rău, majoritatea zilele astea, da, meciurile astea, Gavi este poate cel care a avut cel mai mare decline. Sau declin. Baldea a obosit foarte tare, din păcate, spune el. Hai să-l trecem pe defend. Pentru că nu am cu ce să schimb. În secunda asta nu am cu ce să schimb. Mukiele un foarte, foarte bun meci, Araujo un meci foarte bun. Singurul cu meci rău este Gonzalo Ramos. Și ar putea să iasă și cine să intre? Să intre João Félix, pe care să-l trecem puțin mai în spate. Să vină mai în spate, poate ajută și el aici. Pedri încă rămâne. Hai să vedem cum jucăm așa. Deci a ieșit Gavi, da? Balde n-am cum să-l scot deocamdată, că n-am pe cine să bag acolo. Absolut, minutul 75. Rafinha este rupt și el. Poate ar merita deja să băgăm niște picioare proaspete. Rafinha a jucat foarte bine, dar nu mai poate. Deci Rafinha și Balde sunt efectiv cei mai rupti. Chiar și în mijlocul terenului. Intră Rafinha, intră la Min acolo și hai să-l vedem pe Marcos Alonso în locul Balde, pentru că nu mai poate. Dacă nu mai poate, avem nevoie de picioare. Și chiar la mijlocul terenului, mai am o schimbare, 1, 2, 3, 4, mai am o schimbare în mijlocul terenului, pentru că și aici nu mi-ar strica să schimb pe unul dintre ei, Gündogan sau De Jong. Îl mai lăsăm așa, dar cred că vreau să mergem pe cautious deocamdată, că suntem în deplasare cu Real Madrid și avem nevoie de punctele astea. Real urcă, minutul 82, Ferland Mendy, hai să vedem dacă reușim o recuperare, să nu mai lăsăm cu șut direct pe Bellingham. Ter Stegen scoate și el ceva în sfârșit. Alaba are în corner, bat lung, nu stăm bine la cornere, reușim să, ce mai contează? Hai să ținem de mingea aia. Hai să ținem un pic de mingea aia. Nu era absolut nimeni în atac acolo și for some reason la Min nu a vrut să alerge. N-a vrut să alerge pe ea niciun fel. Minutul 83. Am pierdut puțin mijlocul terenului. Încearcă să ne scoată de acolo, că aparent ne-am băgat în apărare. Minutul 85 chiar. O centrare poate lungă, poate nu. Hosel o prinde, întoarce la Bellingham. Brahim întoarce la Carvajal, please, să intre cineva, scoate Ter Stegen, pur fotbal, brilliance by Real Madrid. Au și eu o fază, nu e ceva de speriat, hai, încercând să mă mint. Nu mai are cine să alerge la mijlocul terenului, am pierdut mijlocul și avem nevoie să schimbăm ceva aici. Aici ne uităm pe inimioarele astea, da? Gündogan și cu Frenkie sunt efectiv fără speranță. Nu sunt sigur dacă Roberto e mișcarea corectă, dar hai să încercăm. Nu mai avem pe nimeni. Unde te gândești, evitat? Hai să dăm lui Amin un suport, să lăsăm pe ăsta în atac și să-i dăm și ăstuia suport, pentru că altfel obosim prea tare. Și deja cred că putem să-i dăm pe defensive, că vrem rezultatul ăsta. Minutul 89, 5 minute de prelungiri, conducem pe Real Madrid cu 2-1, ținem de minge, Mukiele, hai puțin mai cu atenție aici, vă rog frumos. Minutul 85, hai, 86, fluier arbitre, avem nevoie de rezultatul ăsta, fluier arbitre, Marcos Alonso cu piciorul pe minge, avem nevoie de rezultatul ăsta pozitiv, please man, please, Marcos Alonso, trage de timp, asta este, my defender, stai pentru galben, it's all over. Barcelona, dacă a făcut ceva bine în tot sezonul ăsta, a fost să rupă în dublă manșă pe Real Madrid. Au un gol cu un gol, două goluri marcate și noi șase goluri marcate. Măcar atât, să încheiem într-o notă pozitivă toată treaba asta, pentru că I don't know, I needed it. Și Inigo Martinez cu nota 7. N-a fost un meci rău, dar cu adevăratul o adevărată surpriză, dacă vreți, este Mukiele și Rafinha. 2-1, batem Real Madrid în deplasare, într-un meci foarte, foarte important, care ne duce, hai să vedem și locul în clasament. I'm proud of you, uite-te cât de superb și de fericit sunt, hai întoarceți-vă la mine că n-am vrut să vă supăr. În clasament, Atletico Madrid pe locul 1, cum vorbeam, Real Madrid cade pe locul 3, pentru că noi trecem 2 puncte peste pe locul 2. Într-adevăr, Las Palmas are un meci mai puțin, ne poate depăși, dar important este că Real este sub linie, linia pe care noi acum
am stabilit-o. Și cu ocazia asta, mai punem câteva puncte pentru consolidarea locului de Champions League. Deși mai sunt o grămadă de meciuri de jucat, după calculul meu, 11 etape. Mai sunt 11 etape. Da, titlul este de mult pierdut, dar jucăm acolo. Până la urmă, și cu Real Madrid poate fi o bătălie la fel de cinstită și importantă. M-am răzgândit și am ales să lăsăm returul cu Valencia pentru episodul următor. Rămâne să vedem atunci dacă am reușit minunea și, bineînțeles, să vedem cum am încheiat campionatul. Promit că îl ducem până la cap și punem punct primului sezon al carierei cu FC Barcelona. Bineînțeles, membrii acestui canal au deja clipul disponibil. Da, go watch! Până data viitoare, băieți! Vă salut!